Începând de sâmbătă noapte, în zona munților Apuseni a început să ningă abundent, stratul de zăpadă depășind 30 de centimetri. Și în județul Hunedoara, pe culmile munților, zăpada are o înălțime între 3 și 5 centimetri. Însă salvamontiștii nu sunt îngrijorați de mărimea nămeților, ci de siguranța turiștilor. În ultima săptămână, două persoane au decedat și una s-a rătăcit pe munte. Din păcate, nu toate acțiunile salvamontiștilor au și un final fericit. De curând, un bărbat a decedat pe munte în urma unui infarct, misiunea de salvare a salvamontiștilor transformându-se în una de recuperare. Pentru un alt bărbat rătăcit pe munte, finalul a fost unul fericit, fiind găsit de salvamontiști după ce l-au căutat o noapte întreagă. Ovidiu Bodean, șef Salvamont Hunedoara, a explicat ce s-a întâmplat în cazul bărbatului despre care se presupune că a făcut infarct. Acesta era însoțit de un prieten. Mergeau împreună pe potecă și decedată sau cum zic, persoana cu problema a căzut direct lângă. A încercat să-i facă resuscitare, a fugit repede, că nu, acolo nici n-ai semnat, a făcut așa o chestie, a și panicat săracul, a fugit repede pe sub creastă undeva unde a prins semnal, a sunat, ca norocul că în zonă erau băieții de la Salvamont și au văzut, deci vineau pe aceeași creastă și au fugit repede la băiatul care mai era în braț, că a văzut că se agită, se precipită, au văzut despre ce vorba și au trecut la resuscitare. După care tot băieții de la Salamont au solicitat elicopter pentru că era situația foarte gravă. Elicopterul a venit, însă sub nicio formă nici n-a putut ateriza, nici să trolieze pentru că erau rafale puternice de vânt. Da. Au continuat resuscitarea, însă o oră jumate, două, până semnele erau vizibile de clar de infarct, adică nu mai răspundea la manevre, nu da. O oră și ceva de resuscitare. Din păcate, a fost o moarte foarte rapidă, iar misiunea de salvare a fost în final doar una de recuperare de pe munte a persoanei decedate. La câteva ore distanță, un nou apel de urgență. De data aceasta, intervenția de căutare a durat până în zori. Da, am primit telefon tot prin 112 de căutarea unei persoane dispărute, plecate dintr-un sat, în celălalt la o mătușă să ia niște bani împrumut, ceva de genul ăsta. Și când s-a întors, l-a prins noaptea, să dea și eu cu vedere, avea cataractă, nu? Și s-a pierdut, pur și simplu, n-a mai reușit să vadă drumul, era și normal că era întuneric, n-avea lanternă. Na, și împreună la căutare cu cei de la ISU, cu toată lumea, până la urmă l-am găsit aseară. Sigur, da, era un pic hipotermică, na, era cam frigă, a fost cam frigă azi noapte. Zăpadă pe munte? E zăpadă pe munte, deci 2-5 centimetri în unele zone și mai mult un pic, însă cea mai mare e aici, în Apuseni și partea de nord a țării. La noi e 3-5 centimetri, v-am spus, dar nu e foarte mare încă. Salvamontiștii recomandă turiștilor să aleagă traseele în funcție de experiență și pregătire și, foarte important, să nu plece în drumeție dacă sunt obosiți sau nu au avizul medicului în caz că suferă de anumite boli sau sunt în convalescență.